Salut, prieteni! Voi sunteți pe canalul Exara! Și astăzi noi ne pornim unde? Unde LOL, da? Dar unde da. Ne mergem? La medic, da? Să facem, ce să facem? Vaccină, da? Să punem vaccină să fie și sarei. Cine se teme astăzi? De analize, v-ați temut, acum mergem să facem vaccină, da? Yeah. Două săptămâni după vaccină nu aveți voie să mergeți la grădiniță și o să aveți vacanță încă de două săptămâni. Ura! Ura! Dar să știi că poți avea și febră astăzi și tu și Sara. Da, temperatură și o să întrebăm de doamna care o să vă pună vaccină dacă aveți voie să contactați cu copiii. Dacă aveți voie să vă jucați în curte, da? Da. Să întrebăm. Sara deja se încalță. Eu vreau afară. Vrei afară? Am eu. Hello, el, da? Vreau... Unde? Afară, da? Cu fetele. Ai aici multe prietene, da? Da. La Edinis nu ai avut atâtea, dar aici ai foarte multe. Hai, unde sunteți? Nu a fost, da? Dar aici... Sara, stai! Stai, țineți-o pe Sara. Sara vrea la vaccină. Vezi cum fuge prima. Căciula este cam de iarnă, este... dar nu putem găsi alta mai subțire. Și dacă? Și dacă. Dar este foarte rece afară, foarte, da, foarte. Sofia, scoate scurta. Și Sara este pisicuța astăzi. Dar eu sunt, cine sunt? Tu ești, nu știu. E, nu trebuie. Sara, ce zice pisicuța? Cum zice? Miau! Nu, nu, miau, nu, miau! Pisicuța miau. Sofia, gata? Nu, hai. Așa. Stai puțin, nu fugi fără noi. Nu pus la tata LOL în cap? Ține. Tata! Da! A, noi am dat analizele și analizele erau bune și de ce noi avem voie astăzi să mergem și să facem vaccină. Sara, stai, nu fugi fără noi. Gata? Ieșim? Ieșim. Am urcat în mașină, este foarte rece afară, chiar foarte rece, parcă da. Deja vine da. Iarna. Da. Da, ce cum da, ne pornim. Mm-hmm. Hai drum bun! Noi am parcat mașina foarte departe, nu erau locuri și acum mergem spre policlinică. Mm-hmm. Da. Cine are emoții? Cine se teme? Eu. Tu te temi? Sara, te temi? Toți se tem, da? Și tata se teme. Am ajuns la policlinică. Da, da, eu mă tem, nu sunt. Tem? Nu, 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 nu ne temem, nu ne temem, suntem curajoși. Am ajuns la sala de vaccinare și acum o să intrăm. Sara a plâns mai puțin, la ea vaccina a fost mai puțin dureroasă. De fiecare dată LOL pentru... nu. Pentru că o să învățăm copilașii și o să facă exact ca și voi, o să ceară LOL pentru fiecare pas. Am ajuns la magazin și mergem să alegem ce dulciuri. Da? Fetele s-au obosit, deci nu au dispoziție după vaccină. Gata, am luat dulciuri, mergem mai departe.
cumpărături am făcut. Este foarte rece afară, este un vânt foarte, foarte rece, da? Ce, v-ați luat dulciuri? Da. Nimeni nu plânge? Nu. Nu? Păpușa, lol. Păpușa, da? Acolo păpușa. Da? Poate nu este nimic acolo. Nu, este. Este, da? Da. Am ajuns acasă și acasă este foarte cald și bine, da? Da. Da, este foarte bine și Sara, tu ce trebuie să zici la toți? Sara, după cum de semnă, pe dacă ați înțeles sau nu, Sara a zis că să dați like-ul și să vă abonați la canalul Sara și să ne scrieți multe comentarii. Să ne scrieți și la Sofia Show și să ne scrieți cât de curajoși sunteți voi la vaccină, la analize, da? Da. Pa, pa! Tu te temi, da? Eu tot mă tem. Și Sara se teme, da? Papa? Nu, eu sunt mare, dar tot mă tem. Am voie să mă tem, da? Papa? Se teme, se teme și tata. Papa! Papa!